Fibrele sunt nutrienți esențiali pentru funcționarea normală a sistemului digestiv. În lipsa acestora se pot declanșa o multitudine de dezechilibre și boli. Problemele de digestie pot duce în timp la cronicizarea unor boli grave și dezvoltarea unor afecțiuni potențial letale, precum cancerul. Fibrele nu sunt o opțiune în alimentație, ci sunt necesare pentru sănătatea sistemului digestiv și a întregului organism. Fibrele au un volum mare și umplu stomacul cu puține calorii, cresc senzația de sațietate și ajută la reducerea aportului alimentar. În intestin, fibrele blochează absorpția de zahăr și grăsimi din alimente, au efect pozitiv pe nivelul glicemiei și al colesterolului din sânge. Pentru că dau volum și consistență bolului alimentar, fibrele stimulează musculatura tubului digestiv, accelerează tranzitul intestinal și combat constipația. Iar dacă nu le digerăm, fibrele ajung în colon și hrănesc coloniile de bacterii benefice responsabile de imunitate, deci au un efect probiotic. Fibrele pe care le găsim în fructe, legume și leguminoase sunt fibre solubile, care se umflă la contactul cu apa și se transformă într-un gel viscos, în timp ce fibrele din tărâțele, din cereale și din coaja seminței lor sunt insolubile, acestea rămânând tari și dure dacă le înmuiem în apă.